Băi, am venit la Pela, la vechea capitală a Macedoniei. De fiecare dată când ajung într-un loc de ăsta vestit, știi? Care a însemnat ceva enorm pentru istoria europeană și a omenirii în general. Și văd ce bătaie de joc e aici. Se ridică așa un pic părul pe mine și mă strânge așa ficat un pic, știi? Pentru că dacă n-ai ști ce a însemnat Pela în istoria umanității, ai zice, cine v-a lucrat aici, mă? Deci cam așa arată. De lăsare, mizerie, păcat, păcat. Bă, totuși există un exponat, să zic așa, aici la Pela, care e absolut fenomenal. Practic e exclusivitate, ca să zic așa. Este roata carului de luptă al lui Alexandru cel Mare. Ia uite. Cam așa aici. Băi, noroc că există totuși niște afișe, niște inscripții care ne ajută să înțelegem despre ce e vorba aici. Cam așa citesc eu. Uite, se vede perfect. Liantul pe care l-am primit, ei, atât ai tot, da? E scris în jumate în greacă, jumate în engleză și e cam o zecime din ce găsești pe Wikipedia. Atâta s-a putut, mă? Bă, atâta s-a putut? Pela, capitala fostului Imperiu Macedonian. Bă, jur că și grecii ăștia sunt fel de români, așa, mai pe buget. Cam așa arată fosta arhivă publică din vechea Pela. Cum ar veni dosarul online să depune la ghișeul 2? Practic, mozaicurile de aici, 3 la număr, da? Îi singurele din care înțelegi ceva fără să ți se explice. Am descoperit dovada că în Macedonia antică se printa 3D. Aia zic. Istoricii au căzut cumva de acord că Pela a fost primul oraș menționat în istorie că a avut apă potabilă, aducțiune și canalizare în integralitatea lui. Ceea ce e absolut fabulos, având în vedere că acum, în 2024, avem multă parte din România unde nu există așa ceva. Uite cam așa arăta o țeavă în Macedonia antică. Noroc cu muzeul de la Pela, că cetatea e întreținută într-un hal mizerabil, dar muzeul ăsta face toți banii, adică 8 euro pentru amândouă. Mare combinație. Băi, deci Deadpool are origine în Macedonia, da? Aia zic.